Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Binecuvântat să fie numele Domnului de acum și până în veac. Amin. Și fie binecuvântarea Domnului peste noi tot de acum și până în veac. Dragii mei, în această seară vreau să privim împreună Sfintele Scripturi, sper că le aveți la dumneavoastră, dacă nu o să fie ultima dată când le ascultați acasă, că la Domnului libertate și bani avem ca să le folosim. Aș dar să observăm din Cartea Sfântă câteva din tainele smereniei. Câteva din tainele smereniei. Ce-i smerenia și ce beneficii aduce ea? Dacă se merită să o studiem, vom vedea pe parcurs. În primul rând, în versetul 12 apare de două ori cuvântul oricine. Și vreau să întreb și să dovedesc apoi din Scriptură. Oricine se poate smeri. Eu pun problema întâi interrogativ, dar aș vrea să observăm că ea poate fi enunțată afirmativ. Oricine se poate smeri. Este scris, să începem de sus în jos, despre Domnul Iisus Hristos, Filipeni, capitolul 2, citesc de la versetul 6. El, măcar că avea, primul rând avea un gând bun, care mi este sugerat și nouă, chipului Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit. Adică el cel mai de sus a coborât foarte, foarte jos. Am putea spune că dacă ar fi să facem un grafic, o schemă, Domnul a coborât cel mai mult. Niciunul dintre noi nu trebuie să coboare. S-a făcut ascultător, vreau să zic că smerenia favorizează în mod extraordinar ascultarea. De altfel scrie în Deuteronom 17, 12, 13, că cei ce n-ascultă, n-ascultă din mândrie. Mi se pare că cel care le vorbește e undeva mai jos. Și ei fiind mai sus, cum adică să primesc ordine de jos în sus? La care cum se smerește, primește ordine sus în jos. Tot ce normal se le execute, nu? S-a făcut ascultător și nu doar așa de probă, cândva experimental, până la moarte și încă moarte de cruce. Mă trebuie să fost una mai nobilă și o mormântare pe cinste, nu? Arată că și asta a fost în același ton al smereniei. Deci, Fiul lui Dumnezeu s-a putut smeri. Amin? Amin. Să luăm un împărat, că poate pentru cei de sus e mai greu să smerească. Dacă ăștia vă citesc despre Iosia, cartea a doua a cronicilor, capitolul 34, știți, spun asta pentru adolescenți, pentru tineri, la vârsta 16 ani a început să-L caute pe Dumnezeu, căutări care au durat 4 ani, potrivit versetului 3. A început o mișcare de reformă în area sa de responsabilitate. Mai târziu, în 18-a domniei lui, versetul 18, la 26 de ani, a găsit o parte din cartea asta și am zis să nu o lăsăm acasă. Și când s-a citit în carte, v-a să zic că atunci când se citește în Biblie, ar fi o ocazie extraordinară să ne smerim când ne vorbește Dumnezeu. Smerenia lui a fost observată de Dumnezeu, cel care a fost interesat de scrierea acestei cărți și de felul în care această carte este difuzată, ascultată și împlinită. Și scrie aici, în versetul 27, sunt cuvintele Domnului prin profetesa Urda. Pentru că ți s-a îndureșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvinte rostite de El împotriva acestui loc,
Pentru că ți-ai sfârșit hainele și ai plâns, iată ce stări asociate are smerenia sau componente, dacă vreți. Și eu am auzit, zice Domnul, binecuvântat să-i fie numele, că aude bine când cineva se pocăiește. Știți cum a fost Domnul când era pe cruce? Strigau cu care, cum îi ducea mintea, și după care cum se lua unul după altul. Nu le răspunde la unul. Dau un tâlhar, zice, îi trec ce se întâmplă cu noi, nu cu el, Doamne. Interesant, imediat au zis și a răspuns. Dumnezeu nu bag în seamă pe toți oamenii. Mai obișnuiesc eu să spun că cineva a zis rău, zic, nu da pe neregistrat. Dar Dumnezeu aude că strigă cel nenorocit, zicea Psalmistul 34. Iată cum regele și s-a putut smeri și s-a scris asta în cronicile imperiale. Doamne, ajută-ne și pe noi când auzim scripturile sau un mesaj profetic autentic să ne putem smeri așa cum se cuvine. Vă citesc și despre un alt rege mai, zice noi, necredincios, acum vrea să spune, un băgân, deși era dintre evrei. Spune Cartea Sfântă, în 1 Împărați, capitolul 21, că în via lui Nabot s-a întâlnit Ilie cu Ahab. Domnul i-a adresat un mesaj aspru, 21, iată ce zice Domnul, nenorocire pentru el, pentru casă, pentru țară. Și scrie aici, de la versetul 27, după ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie tijbitoasă, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Și revine asupra Iliei. Pentru că s-a smerit înaintea mea, dau o derogare. Deci se pot smeri și cei dinăuntru, se pot smeri și cei din afară. Când citim oricine se va smeri, putem să înțelegem că oricine se poate smeri, numai să vrea. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Să o facem și noi. Trec mai departe la ceea ce numesc o altă taină a smereniei. Smerenia este singura opțiune a păcătosului. Ce mai poate face un păcătos după ce a comis păcatul? Să plătească Dumnezeu n-adună taxe ca și catolicii la purgatoriu. Să aducă jertfe, ai sperat mandatul lor. Facă milostenie, asta intră în alt cont. Oricum noi suntem dator la Dumnezeu, nu? Ce mai poate face un păcătos? Să se smerească. Dacă tot suntem în cronicile împăraților, mă opresc la 2 Cronici, capitolul 33, scrie aici pe la versetul 1, că Manase a fost împărat la 12 ani și a făcut atâtea rele de... Dacă le-aș citi, nu le țineți minte. Te mir cum le-a putut face. Și Dumnezeu a îngăduit să ajungă în lanțuri, scrie în versetul 11, citesc versetul 11, când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului. Iată cum iese la ideală ce înseamnă de fapt smerenie. Înaintea Dumnezeului și s-a smerit adânc. Cât o fi stat închis? I-a făcut rugăciuni, una. Eu cred că rugăciunile făcute de El sunt mai lungi decât ce avem noi în apocrifa rugăciunea lui Manase. Cu siguranță. După cum și rugăciunile Tatălui Său nu sunt numai aia, Doamne, ai milă de mine, m-am luat în credincioșie un verset, că scrie în Isaia 38 că s-a rugat toată noaptea, s-a rugat ziua următoare, a crezut că tot moare. Și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cerul. Ce poate să dea un pușcăriaș lui Dumnezeu? Păi n-avea ce să dea. Dar ce libertate n-ai ce da? Cum spune în Psalmul 49, că răscumpărarea sufletului cum așa de scumpă, de nici bogații nu se discută. Dar prețul ăsta a smereniei poate fi dat, ba chiar îndrăznesc să spun,
trebuie plătit. Că altfel nici nu te poți pocăi. În lege, în Vechiul Testament, în ceremoniile de la templu, era o singură zi de post obligatorie. Când era aceea? În ziua 10-a lunii a 7-a, în ziua ispășirii, citesc în carte Levitic, capitolul 16, și apare următoarea mențiune. Și este repetat. 29. Să vă smeriți sufletele, căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi ca să vă curățiți, veți fi curățiți de toate păcatele voastre. Așa să fie pentru voi de sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriți sufletele, așa să fie o lege veșnică. Ce mai puteau face evrei? Să se smerească în ziua aia când se aducea ispășire în templu și când se încărcau păcatele pe, pe capul țapului alungat în pustie. Și în Levitic 23 scrie la fel. Hai să ne amintim așa, e că și atunci când noi ne-am pocăit, ne-am smerit. Și cum ne-am socotit? Păcătoși, datornici, care n-aveam cu ce plăti și am zis către stăpân să ne grațieze. Da, păcătosul este specific să ceară milă. Deci e mai frumos și că e specific lui Dumnezeu să ofere milă. Binecuvântat să-i fie numele, că nu obosește iertând, zice în Isaia 55, dar iartă numai în condiții de smerenie. Că e scris că prin mântuire e har, și har e numai la smerință. Asta e condiția sine qua non, a răscumpărării noastre. E ceva ce trebuie să plătim noi. Asta mai în istorie veche sau mai recentă, scrie în Luca 18 despre doi care s-au dus la biserică, am zice noi, să actualizăm datele. Și unul a început să-i spună lui Dumnezeu dându-i raport de activitate. Da, dar la Dumnezeu întâi trebuie să dă raport de starea spirituală și apoi vorbim de activitate. Îl lăsăm pe fariseu și ajungem lângă Vameș. Versetul 13. Se bădea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătos. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă obotit de prihănit decât celălalt. Deci, în principiu. Căci oricine se smerește va fi înălțat. Doamne, ajută-ne. Aici cred că este o problemă. Unele avem de face cu copii care se botează din familiile noastre. Noi obișnuim să le dăm o fișă care se scrie așa pe două pagini, format A4. Cum s-au pocăit ei, cum l-au întâlnit pe Dumnezeu, cum s-au smerit. Și unii au tare puține rânduri. Ba, am mai întâlnit și rânduri din, alea, din categoria fariseului. Eu am fost fată cu mintea, vin la adunare, știți că am scris poezii. Draga mea, dacă cum zici tu, mergi, încep, pe altă cale. Botezul e îngropare. Și noi îngropăm numai morți. Și de murit mor numai păcătoși. Tu n-ai nevoie, cum a spus Domnul. Că cei neprihăniți n-au nevoie. După cum sănătoși, n-au ce căuta la doctor. Însă, nu merită să mai pierdem vremea, să ne mai târguim. Că noi suntem datori numai 50. Dar n-ai cu ce plăti nici 5 lei. Că plata păcatului este moarte. Și apoi mai este o problemă. Ne-am făcut noi calculul. Într-o oră la școală, un profesor spune, astăzi test. Nu ne-am pregătit. Eu sunt profesor sau voi. Dă testul înainte de a le aduna, zice acum corectați-le de voi și cu onestitate vă dați mă bucuria. Și acum dați-le la mine să le corectez eu. Și acum întrebarea, ce note să trece? A noastră, zic ele. Și profesorul spune, da, exact a voastră le trec dacă sunt ca și a mele.
Dumnezeu să ne ajute să ne smerim numai cât este necesar. Dacă ești dator numai 50, Dumnezeu nu te pune să te consideri ca și cum ai fi dator 100. Dar dacă nu plătești nici 50, atunci să știi că unul nu a făcut pușcărie pentru 10.000 de galbe, doar nu se facă pentru 100. Pentru că nu a înțeles. Doamne, fie-ți milă de noi. Amen. Așadar, frați și surori, să ne ajute Domnul. Nu doar când ne-am pocăit inițial. Ori de câte ori greșim, cum scrie la 5 din cele 7 biserici din Apocalipsa, recomandându-le pocăința. Oricând ne pocăim, să ne smerim. Amin? Amin. E singurul preț, l-am numit, pe care poate să-l mai ofere păcătosul. Eu zic că și asta e ceva interesant. Eu de-aia am uitat o taină. Să te smerești și să primești favoarea divină. Slăvit să fie Domnul care iubește smerirea. Trecem la o altă taină. Noi ne putem smeri voluntar sau Dumnezeu ne poate ajuta să ne smerim. Care opțiune aveți? Prima. Nu vă cred pe cei mai mulți. Hai să luăm pe ăștia din Biblie, că ăștia nu se supără dacă predicăm de ei, că cu scop pedagogic trecuți aici, nu? Că dacă ne scăpăm și spunem de careva, nu se mai mărturisesc ceilalți, nu? De teamă să nu îi dăm și pe ei exemple. Citesc din Daniel, capitolul 4. Îi dă Dumnezeu regelui babilonian un vis. Nu știu tâlcuirea că vorba lui Iosif, asta e a lui Dumnezeu. Vine tâlcuirea prin Daniel și apare sfatul, predica pentru el, 4:27, de aceea împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiești în neprihănire, rupe-o cu nelegirile tale, ai nelegii norocii și poate zice din nivel, poate. Nu este certitudine, Dumnezeu este stăpân, face ce vrea. Poate ți se va prelungi fericirea. Și l-a lăsat Dumnezeu să se smerească voluntar un an de zile. Dumnezeu stă bine cu răbdarea. Lui nu-i sună ceas în 5 minute ca la omul. A trecut un an și spuneți-mi, vă rog, dacă vă amintiți, când l-a izbit pedeapsa divină. La versul 30. În timp ce el zicea, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, evidența mândriei ca loc de ședere împărtească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele, nu sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas a pomenit din ceea ce a zis, află împărate, că ți s-a luat împărăția. Și duce la școală. Dumnezeu este interesant când vrea să ia măsuri să pedepsească pe cineva. Grecii aveau o vorbă. Când zeii vor să pedepsească, nu întotdeauna dau cu bâta. Uneori umblă la minte. Nu a fost o lovitură de stat. Nu. Vreun complot. Vreun război. Doar i-a virusat Dumnezeu computerul. Este o boală rar întâlnită. A cărei simptome fac ca oamenii să se simtă bine, nu printre oameni, ci printre animale. Și așa și-a dus viața printre ele și scrie aici, în versetul 36, în vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Dar cine gândește mai bine? Nici el mântu sau cel merit? A venit și slava, am fost pus iară și eu știu exact în ce context interesant pare. Bancă, puterea mea a crescut, au. Că e valabil ce a citit în Matei, că cine se smerește, va fi înălțat.
Acum eu, care am făcut Babilon, nu? Eu laud, înalt, slăbesc pe împăratul celor, căci toate lucrurile sunt adevărate, toate lucrurile sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Poate sau nu poate? Poate. Fie numele binecuvântat. Acum am învățat. Mi s-a întâmplat mie odată. Se mai întâmplă la predicat. Am ajuns într-o adunare și un frate, știam că e prezbiter, s-a anunțat că altfel nu cunoșteam, a făcut referire la un verset și nu dădea de el în Biblie. Și eu, mintea mea, cine l-a pus pe ăsta prezbiter, că nu știu unde e versetul ăsta în Biblie. N-am vorbit cu nimeni, numai așa, în mintea mea. Și așa s-a întâmplat că m-a pus să predic și am făcut eu referire în timpul predicii la un verset, la fel de obișnuit ca altul, și numai nu dădeam de el. Și el din apoi a mea îmi șoptește. Voi mai prestite, totuși ca mincășurile am prestite. Și mi-a zis, Doamne, dar n-a auzit nimeni că l-am descalificat în raport cu mine. Dar chiar așa, repede mai taxat. Și așa de punctual, în același domeniu, ca să-mi dau eu seama, da, Dumnezeu se ocupă cu din astea, cu suit și coborât. Are lifturi puternice. Când te bagă, te sui unde vrea și când te bagă, te coboară până unde vrea. Și n-ai ce faci. O să apești după ce butoare îți place. Ești liftul lui Dumnezeu și suie sau coboară. Așa se încheia comunicatul către națiuni, scrie aici în capitolul 4, că el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Dar de ce nu ne-am smerit noi în mod voluntar? Zice în Psalmul 119 ceva în aceeași idee. Vă este cunoscut, cred, versetul. Până ce am fost smerit, rătăceam. Și dacă nu înțelegem bine versetul acesta, s-ar putea să să nu avem un comportament corect. L-ați găsit versetul care e? Care l-a găsit? 67. Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul Tău. Doamne, ajută-ne! Da, știam că sunt mai așa, mai mult. Este bine meu că m-ai smerit ca să învăț orândirile Tale pe ceva. Dacă noi învățăm lecția în seara asta, nu ne mai smerește Dumnezeu. Dacă nu, are drept să ne smerească. Vreau să iau ca exemplu și pe Apostolul Pavel, că e diferit de Nebucadnețar. Pe mine mă uimește problema asta la Pavel, scrie în 2 Corinteni, capitolul 12, acolo unde a fost silit să vorbească despre sine, versetul 7. Și ca să nu mă umplu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol a satanei, ca să mă pălmuiască, să mă împietre, să mă îngâd. Interesant. Dumnezeu a angajat unul de la echipa celor mândri, a deamului să ține Pavelului smerit. De trei ori a rugat pe Domnul să mi leagă. Și el mi-a zis, har? Există o relație între har și smerenie. Adică Pavel astea te ține jos, și harul este distribuit în mod corespunzător. De aceea mă voi lăuda cu slăbiciunile. Și simt plăcere, vorba lui, zice Filipeni 4:12, știu să fiu smerit. Păi chiar Pavel nu s-a descurcat fără ajutoare de la Dumnezeu. Se vede că uneori nu ne descurcăm și trebuie să ne ajute. Spunea o soră, zice, până am fost fată, n-am ascultat pe nimeni care m-a spus, mai poartă și tu-și ustă mai lungă. Dar zice, cum am arătat, mi-a dat Dumnezeu niște varice de jos până sus, numai ca și călugărițile am luat. Zice, n-am Dumnezeu cum răzbi cu mine, numai așa. Se mai întâmplă așa, câte unul face freza în toate felurile și Dumnezeu suflă o dată și îl scapă de
frizat de jumătate. Ei, nu neapărat a fi ce avea cineva chilie, poate fi simplu doar o chestiune ereditară, dar se poate întâmpla. Povestea un frate că o soră, nu spunem care, folecția pentru ea, în cazul foarte real, o adunare în București, un frate s-a ridicat să cânte. Dar era un frate care cânta așa, de inima bună, nu de pregătire muzicală. Și sora respectivă s-a ridicat, fără să anunțe și fără să fie anunțată, dar vreau să vă arăt cum se cântă cântarea aceasta. Și-o reușit să tușească de mai multe ori. Și apoi, cu scuze de rigoare, s-a așezat. Dumnezeu poate să ne smerească, numai să vă spun ceva. Când ne smerim, noi coborâm numai de la etajul superior la partea aia. Când te smerește, Dumnezeu te duci până în veci. Ca apoi să te urci acolo unde trebuie, după ce te pocăiești, atunci te smerești, după aia trebuie să aibă de unde să te urce. Oare înțelegem? Amin. Sau zâmbim așa ca harapal cu povestea românească. Rămâne de văzut. Oricum, la disciplina asta, examinările le face Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. Noi dăm o așa la desen, dar la chestiuni de fond, asta numai Dumnezeu poate să o facă. Numele Lui să fie binecuvântat. Dar din cele ce am studiat până aici, ce ziceți dumneavoastră smerenia asta? Ce cuprinde? În ce formă sau sub ce cuvinte s-ar putea prezenta cineva și să spună nu sunt smerit. Sau, hai să spunem că nu e vorba de declarație. De o autoevaluare. În starea asta, cred că sunt ok, cum spunem noi, mai pe scurt. În cartea profetului Isaia, nu, reluăm pe scurt la ce am citit de la doi împărați, doar sub aspectul acesta. Am citit de Ahab în Împărați, capitolul 21, când s-a smerit, printre altele, a postit, cum se postea în ziua ispășirii, și a rupt hainele și a pus un sac pe trup. Nu cred că am dovedit în forma asta că am fi mai smeriți, numai dacă am face-o fără să fie asta un canon anume. Despre Iosia am citit, capitolul 34, că din nou, când au dat acele cuvinte, și-a sfârșiat haine. Dumnezeu a observat acele sfârșieri de haine și am observat că un alt profet, scrie în Isaia, capitolul 3, zice de la versetul 16, pentru că fiicele Zionului sunt mândre și face referire la privire, la felul în care se deplasează, la îmbrăcăminte, la fel și fel de cosmetizări, la uituri. Aceiași au un veșminte de împărat, nu erau un șalopet, țineți minte. Și doamnele astea de aici erau din alea descrise în Amos, care ele, știți ce făceau acasă? Se ocupau la o comenzi. Vrem vin, o perecă de papuci, încălțăminte și ăștia vindeau pe săraci, după cum puteau ei să procure, de aia Dumnezeu și judecat cu ei. Dacă mândria le cuprinde pe toate acestea privire, îmbrăcăminte, cosmetizări, aurituri și așa mai departe, smerenia, când se trece de la mândrie la smerenie, trebuie să se vadă și la capitolul acesta ceva sau nu trebuie? E sau nu? Nu trebuie să-ți rup hainele, mai să le schimbi. Dar noi s-a întors la Domnul o soră, profesor la universitate, judecător de curte de apel, și spunea, când m-am pocăit, aveam 130 de perechi de sandale, două cutii de încălțămini de auritură, și zice, n-am mai simțit nevoia să le îmbrac. Și am zis soțului, să le țin așa, să învechez. Nu ocupă mobilier. Și a început să colinde prin oraș bisericii de unde să se așeze.
Eu redau prin declarație la o părtășie, la o masă. Și ce m-am dus la o biserică și am spus soțului, auzi, dacă ne trece membri aici, trebuie să îmbrăim prost, plătesc gardeaua. Le-am dat degeaba. Mai evident că smerenia nu se evidențiază numai în haine sau în privire. Smerenia merge până în adâncul sufletului. Că am întâlnit și cazul de surori care umbla cu fuste până în genunchi și legată sub barbă și într-o discuție așa, în un anumit domeniu, a zis, ai ceva bani adunați, că nu se măritați, că nu a trebuit ceva de așa știu că a lucrat. Zice, nu, n-am niciun lucru, dar tu pe ce lucru, te-ai făcut milostenie? Și nu, frate, eu numai cu haine de marcă. Mă zic, vine, zice, Pavel, cei doi cu 9 și 10, că pune accentul nu doar pe haine decente, ci și să nu fie scumpe. Asta ține tot de raionul mândrie. Amin? Eu aș recomanda scumpelor noastre surori, de exemplu. Acum este, până acum, fără evoluția feminină, de acum urmează evoluția masculină. Să vedeți bărbații de ce înțărăgăriți sunt în stare. Deja s-a început pe unii locuri pe glob, fac bărbații revoluția. Cred că ar trebui noi, ca biserici, să implementăm, cel puțin în spațiile aferente credinței, o cultură a valorilor în toate privințele. De exemplu, bietele noastre surori se simt foarte dezavantajate atunci când încep să căruțească. Și eu mai spun unor așa, zâmbind, dar e un adevăr profund. Păi, surori, acolo unde vreți să mergem noi, încercați-vă, Biblia unde vreți, totul e numai alt. Tronul alb, hainele albe, la cel ce este pe tron, la cei de lângă tron. Și voi numai albul nu suferiți. Că eu nu spuneam de mentalitate asta. Și eu știu că noastră sunteți tributari, că cei din jur, cum îmi spunea o soră, zice, n-am venit bine 30 de ani, trebuie să cărunțesc. Diavol, în piață, îi scoate pe unul în cale, zice, dar tu dai să cărunțești dacă bine văd. Deci, treaba vreunui bărbat să se ridice culoarea răpăr nevasta la tu? Dar mai sunt și oameni de priceput, spune omul ăsta. Mai nu trece o săptămână și așa ca și când a fost ispitit Petru, deci că nimeni n-avea treabă, n-avea nici somn. Și altul zice către ea, dar tu ești mai bătrână ca bărbatul, că ești deloc albă ca oaia și n-ai ieri de păr. Iată, sora era și mai tânără ca el. Și zice, băi, nu e altceva de făcut decât să mă boxez, că ăștia tot se leagă de mine. Mă ucărăsc, poate și bărbatul se simte ofensat. Și s-a tot boxis Armana până când a trecut așa printr-o stare spirituală mai profundă și zice, frate, am uitat să mă boxez. Zice, mi-aminteam câteodată, dar când eram la îndemână, tocmai atunci, dacă nu spun drept, zice, când mi-au minte niște pasaje biblice sau ceva, experiențe interesante, ce uitam? Bă, când mi-aminteam, mă las că următoarea dată să mă bopsesc. Și am uitat de nu știu câte ori. De acum, Dumnezeu, să-mi luați aminte în grapa. Dar dacă soții vor face observații, cui valori corecte mă ajută, iar dacă nu, eu zic că întâi vina aia lor. Am întâlnit acum la o nuntă pe o familie, scuzați în paranteza asta. Era să nu o cunosc pe sora asta, așa, mușcată. Și zice, soțul, zice, ia imediat ia cuvântul, zice, eu încerc că nu vreau să o văd bătrână. Păi omule, dar zic, este o poezie care zice așa, mai încearcă mult sau mult de Dumnezeu în toată ideea, cu vopsele sau podoabe să-și ascundă îmbătrânirea. Însă oriși câtă farbă pui pe trupul rușinit, n-ai să poți ascunde totul să arați întinerit. Trădătorii fără milă spun la oameni adevărul. Ridurile de pe față, vocea rămânită, și atâtea alte chinuri și atâtea alte rele, vorba noastră românească ne-au străbit pete cu rele. Pa o mână, pa piciorul, pa durerele din spate, alții și mai greu sărmanii simt durerile toate. Atunci ai fi tu bărbat bun, dacă ai scutit-o de astea toate. Apoi dacă asta nu poți să le scutie și numai cu una o ajuți, o pui într-o situație de complexare pe soția ta. Că-și cu părerea rezolvată, să o vezi că atât de cu celălalt. În ea se va naște gândul că de-acum tu te uiți după altele. Nu punem complexitatea asta. Dumnezeu să vă dea îndurare.
Dar ce este mai interesant și mai profund în smerenie este starea aceea de interior. Și aici vreau să vă mai dau un portal. Și încheiem în data. Că după aceea trebuie să trecem la practic, gata, ora de teorie. Smerenia trebuie să fie în raport, țineți minte asta, în raport cu oricine. Nu doar că oricine se poate smeri. Noi ne putem smeri în raport cu oricine. Ce înseamnă asta? Filip Pentor. Spune Scriptura aici, în contextul frățietății, versetul 4. Nu faceți nimic din ceartă sau din slabă de șartă, că tot o slabă lumii pierde mai degrabă decât vine vorba lui Dor, veșnic e mai slabă celui care face bine. Ci în smerenie, fiecare să privească pe altul. Da, dar eu am 20 de ani de școală și altul are nici pe jumătate, nu? Mai pe sus de el însuși. Dar poți? Pentru că noi avem logică. Cum adică? Iacov, capitolul 1. Citeți versetul 9. Frate dintr-o stare jos se laude cu înălțarea lui. Să spună bietul amărât, păi cum s-a îndurat Dumnezeu din mine mai? Ce har mi-a făcut. Bogatul, din potrivă, să se laude cu smerenia lui. Îi spune, băi, ce bogăție mică am, nu sunt în stare să-mi cumpăr nici un sejur în rai. Bogăția asta, poate am moștenit-o, Dumnezeu într-un fel i-a rânduit-o, deci, și mai scrie aici, că își va trece ca floarea, se spune, măi, și puțină vreme voi fi bogat. Nici 100 de ani. Alții măcar au fost bogați cu sutele de ani. Eu așa mi spun. Adică, atunci când vrem să găsim motive să ne smerim și să privim pe altul mai sus, motive sunt. Mă trebuie să caut bine. Spune cineva, frate, ce să facă? Mă ispitește mândrie. Că eu am, că eu când, că eu fac. Măi zic, când se aduce diavolul toate astea mândrie, tu imediat încarcă-le repede. Și spune, mă adun. Mă adun. Și când vezi că e plin, numai zici, ai greșit destinatarul. Toate astea se cuvin la Dumnezeu. Să plece acum transportul. Deci nu o să mi-e schimbă, măi, de ce se facă să fiu sperit? Nu. Tot ce avem este de la El. Chipul nostru e patentul Lui. Pământul, cu toate condițiile de viață, sunt ale Lui, nu? Zice, Pavel, ce ai? Eu sunt la ambon? Are, eu în copilărie, toți credeau de smut. M-am întâlnit cu un auzit, băi, când am auzit că tu ai predicator, n-am crezut. Păi știu că și când m-a ridicat prima dată la ambon, tine, dar doar început să pătească să râdă. Asta este, ca Dumnezeu să dovedească, faptul că poetul nu s-a născut cu o carte de poezie în brațe, care a rămas când a murit, și niciunul dintre noi nu le aveam când a venit în lume. Goi a venit și goi nici. Dacă avem ceva, asta e proprietatea Sfântului. Noi suntem numai așa, le avem în custodie. Doamne, ajută-ne să ne smerim în raport cu oricare. Se spune că un om care avea o mașină bună i s-a defectat așa instant și ce să fac, era dimineață, ploua. Încerca să ridice capota. Ce mașinile astea mai noi, ce pot să le faci? Se oprește un ghel, un om în șalopetă și spune, domnul, pot să vă ajut? Păi, ai mai văzut multe mașini de astea la un oraș? Mă scuzați. Sună la service, ajunge acolo și șeful zice, să vă în garanție, avem, uite, așa, așa. Și imediat să văd dacă a venit, că avem un specialist. Cine intră pe poartă? Ce se oprise lângă el? I-a reparat în 5 minute, timp în care au avut vreme să se smerească. Ce vă rog, mă scuzați. De acum, nu mai disprețuiesc pe nimeni. Că și în raport cu un copil te poți smeri. Că cine știe ce o să ajungă copilul acela? Și umblat cu sărul mâna după el. Da, da? Nu știi! Pe mâna cui te dă Dumnezeu ca să te scape?
Deci există motive reale să ne sperim. Și ne putem speri în raport cu oricine. Surorilor, să vă dau o dimensiune a acestei smerenii, 1 Timotei 2 cu 15. Asta poate fi valabil pentru noi ca bărbați, ca tați. Totuși ea, urmașile ei, femeia, va fi mântuită prin nașterea de fii, adică asta e medica femeii prin plan, dacă stăluiesc cu smerenie. Apoi, chiar că atunci când e vorba de copii, ai ocazie să te smerești, nu? Acceptăm aceasta? Poate smerenia începe în momentul în care trebuie să recunoști că când te întreabă celălalt că a rămas însărcinată, apoi nașterea, perioada de lăuzie și toate celelalte, sunt ocazii de smerenie, să fii cu copii acolo la pas, cu turma, să te lipsești poate de vreun concediu, de alte haruri care ai putea să le ai dacă nu te angajai la necazurile astea, cum zice Pavel la 1 Corinteni 7. Ne putem smeri în raport cu copiii noștri, să nu mai spun că Dumnezeu îți poate îngădui un copil bolnav, sau dacă e răzvrătit, e și mai și. Și apoi să te smerești și să recunoști că e atâu. Și nu că ia lui mamă sau când face prostii, sau că seamănă pe tată său. Nu, ăsta e copilul nostru. Și apoi ne smerim și iar la post, și iar la rugăciune. Te poți smeri în raport cu oricine. Doamne, ajută-ne! Și apoi dacă vrea Dumnezeu să te înalțe, are putere să o facă. Poate tocmai prin copiii aceia pentru care cândva te-ai smerit sau ai fost smerită. Doamne, ajută-ne să ne putem pleca în raport cu oricine. Spunea fratele Petrică Găină, dacă nu greșesc, într-o predică de la el am auzit că un păstor din America se încheiase slujba și vine la un cerșitor. Și când l-am văzut, știam ce miros se apropie și am spus mâna să-i dau bani. Și a zis, pastore, nu de bani am nevoie, de mântuire. Și luat în brațe și vreau să-l sărute și o să așa am întors capul din mașină, bucura să fie gâtul mai lung. Și în clipa aia mi-a zis Domnul Iisus, e frate tău, sărută-l. Și atunci ce l-am ventuzat ca atare, dacă așa am primit citația. Și ce l-am dus acasă, l-am spălat și zice, acum e mai mare păstă bordul de prezbiter de la noi de adunare. Și ce lecții mi-a dat Dumnezeu. Când mi-a spus, pupă-l că e frate tău. Da, te poate Dumnezeu smeri. Dar cel mai bine este să ne angajăm noi să fim smeriți în raport cu oricine. Că niciodată pe șaua unui cal nu poți să stea amândoi în față. Și de regulă locul din spate nu se ocupă prima dată. Să ne găsim locul acesta și Doamne ajută-ne. Amin. Și ultima taină, or fi mai multe, sigur, dar de asta nu v-aș dori să aveți parte. Asta e pentru cei ce nu cred ce am spus eu până aici. Nimeni nu va reuși să scape și să nu se smerească. Nimeni. Așa am zis de la început. Oricine se înalță va fi. Uitați-mă ce vă citesc din Isaia. Capitolul 2. Versetul 11. Omul va trebui să-și plece în jos privirea semnață și încânfarului va fi smerit. Că sunt unii atât de mândri ca moabiții. Despre care scrie, aici au un pachet de pleonasme. Scrie în 16 cu 6 în Isaia, auzim încânfarea mândrului, pudulia, fala, pluvia, sudoroșia lui. Revin la 2 cu 11 în continuare. Și îngăfărului va fi smerită, numai Domnul va fi învățat în ziua aceea. Căci este o zi a Domnului oștirului împotriva oricărui om mândru. Deci este programat în orarul planului Dumnezeu o zi în care toată lumea va învăța lucrurile
Și noi vrem să o învățăm în seara asta, înainte de ora aceea. Împotriva oricărui, observați expresiile astea, de care nu se poate exclude nimeni. Nu poate evita. Oricărui om mândru, tu faci împotriva oricui se înalță ca să fie plecat. Și ea l-are lucruri despre toate. Versetul 17. Mândria omului va fi smerită și trufia omului va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Oamenii nu recunosc asta pe Dumnezeu, dar vine vremea aceea. Când toți regii, nu doar de acum, în toată istoria, se vor închina și vor spune, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Toți oamenii bogați, care s-au crezut cineva, toate chipurile strălucite, toată slava lumii, tot ce a acumulat istoria, un Babilon întreg. Că zice în Isaia tot în același profet, capitolul 23, versetul 9. E decret, da. Domnul oștirilor luat această hotărâre ca să rușineze mândria tot ce strălucește și să smerească pe toți cei mari ai pământului. Hai repede să ne vârâm între cei mici. Că în ziua aceea va fi nu doar smerirea celor ce n-au putut să se smerească, ci în ziua aceea va fi înălțarea tuturor celor smeriți. Și când se va arăta Hristos viața noastră și ne vom arăta împreună cu El în slavă. Cum zice poetul, cei dispetuiți pe cale de alte pături sociale, cei ce în ochii dumitare nu făceau două parale, vor ateriza în gurare la viduri siderale. O, Doamne ajută-ne în ziua aceea. Că atunci se schimbă sistemul de valori, păresc strălucirile acestei luni și urmează strălucirile celelalte. Cei nepreți vor străluci ca păi și nu-i se gata bateriile. Scrie că veci și veac de veac. Mărit să fie Domnul. Recapitulăm sau le-ați înțeles? Să recapitulăm cine eu sau altcineva. Să ne asigurăm că un feedback favorabil, dragii mei. Dacă eu scap luna vestul dumneavoastră dacă a scăpat luna, dacă are mi s-a potrivit, sper să fi luată, nu? Am spus că oricine se poate smeri. Al doilea. Am spus că smerenia este singura opțiune a păcătosului. Ce am spus acum? Putem să ne smerim noi? Sau ne poate smeri Dumnezeu? Se pricepe și se descurcă. Apoi am mai spus că smerenia cuprinde întreaga noastră ființă, cu toate valențele ei, sufletești, fizice. De la gândire, la vorbire, la felul în care pășim și ne îmbrăcăm. Apoi am mai spus că noi putem și trebuie să ne smerim în raport cu oricine. De visit omul care spui, față de asta nu poți să fii smerit. Ba da, vei găsi motive și chiar dacă o faci, și aici bine că mi-am amintit, anexez o singură propoziție, am citit din Matei 23 și versetul 11. Cel mai mare între voi să fie slujitorul? Oamenii care vor aduna cea mai multă răsplată pentru veșnicie sunt cei smeriți. Că ăștia știu să slujească. Ceilalți să aleg nouă penalități. Să ne ajute Domnul în raport cu oricine să slujim. Ai un sos dificil? Iertați-mă, Alex, asta. O soră avea un soț firesc. Și îi zice, auzi, te pocăiești, că dacă merge, ia. Dar era și mai poftnaș de felul. Zice, ce crezi că o să fiu singur de la adunare? Ce să mai spui? Atunci aleasă puțin, se roagă și zice, auzi, dragă, am aflat ceva. Nu mă poți refuza să nu fiu slujnică. M-am angajat voluntariat. Te voi sluji, poți să mă umilești, poți să mă abați, nu mă poți izgoni, slujnică de mână. Și am fost la mormântarea celui bărbat. Și sora spunea, sunt tristă că mi-a murit soțul, dar am mângâierea că a devenit un bun creștin. Dar n-am reușit să mă ajut până nu m-am făcut slujnică. Smerenia te ajută și în serviciul ăsta. Nu intri în șomaș tehnic în veac. Și în ultimul rând, nu uitați, am spus, vine în calendarul Dumnezeu o zi
Când toată lumea vremea când se va înălța Domnul. El este înălțat. Dar atunci vor constata toți. Și vor constata ceva. Că Dumnezeu pe cei smeriți îi va înălța. Să ne ajute Domnul. Să ne regăsim în tabăra asta binecuvântată. Amin. Amin.